Hotărârea a fost adoptată în luna aprilie de Consiliul Local. Alexandru Braia, consilier local, a venit cu propunerea. Un singur consilier din 14 a votat împotriva acestei hotărâri. În total, peste 37.000 de lei au fost acordați salariaților în alimente. Cei 25 de angajați ai primăriei au primit câte 1.500 de lei, iar cele 15 persoane care lucrează la serviciul public, subordonat primăriei, au primit câte 1.000 de lei. Păi, scrie clar. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 37 de așa pentru acordarea de alimente personalului aparatului de specialitate al primarului Comunei Bâlteni în valoare de 1.500 de lei pentru fiecare. Câți angajați au beneficiat? Câți angajați are primăria? Păi, sincer să fiu, eu știu că în organigramă sunt 42 de locuri, dintre care 15, în jur de 24 sau 25 de salariați de la primărie și 15 de la serviciu public. Salariile din primărie sunt mici, datoriile, cum să vă spun, și ca orice om, dacă nu te împrumuți în bancă și ai, noi suntem europeni. După ce și-au făcut cumpărăturile pentru masa de Paști, oamenii au venit la primărie să deconteze bonurile fiscale. Deși instituția prefectului a considerat că hotărârea a fost luată fără temei legal, primarul Nicolae Lungan nu crede că a greșit cu ceva. În plus, crede că în alte părți se fură cu camionul. Li s-a dat banii și au venit și au decontat cu bonurile, după care pentru produsele pe care și le-a cumpărat. Eu nu văd o chestie și legile la noi în țară sunt făcute de așa natură încât că e banul public, e banul nu știu ce. Suntem atât de sever la chestiile astea încât nu știm ce să le facem oamenilor. Nu știm cum să-i jupuim. Dar când se cheltuie, când se fură miliarde și... Dar niciodată ăla care fură cu camionul nu e prins, să zicem, în general ce se întâmplă în țară. Ăla care fură cu traista, ca la colectiv. Brigadierul și președintele lua cu camionul și cu carele, iar femeile care culegeau 5 drugi în șorți și făceau pușcărie. Juriștii prefecturii avertizează însă că masa de Paște a fost acordată ilegal, iar oamenii vor veni cu banii de acasă. Am încercat să conciliem, să mediem această problemă. Negăsind de înțelegere, ne-am adresat instanței de contencios pentru anularea hotărârii în cauză. În cazul unei decizii definitive instanței, oamenii vor returna toți banii. Angajații sunt pregătiți. Sunt pregătiți că, na, ca oricare, dacă legea hotărăște să dăm banii înapoi, o dăm înapoi, că nu o să mai aducem acum curcanul. Ăla s-a mâncat și s-a... Dăm banul pe curcan și îl aducem aici înapoi, că asta e. Dar mă gândesc că o să fie să îi ai eșalonat. Nu... Practic, hotărârea de Consiliu a fost ca un împrumut pentru angajați de Paști? Dacă ne ia banii înapoi, chiar a fost un împrumut. Și e bun. Fără dobândă. La auzul acestei vești, oamenii din localitate au luat foc. De Paști. Păi, și nouă ne-a dat? Păi, nu ne-a dat. Eu n-am văzut pe nimeni să vină să-mi dea și mie. Că sunt muere de 84 de ani. Da, ha? Da. Doar hai să ne votăm. Hai să... Ce, pentru ce să mai votez? De ce numai ei și n-au păi, dar ei pot să ia. Noi nu putem să luăm nimica. Deci, banii care îi mănâncă, îi mănâncă primăriile, banii care îi mănâncă, îi mănâncă parlamentul. Bine era un Vladim Tudor care a spus că scoate găinările din pușcărie și bagă miliardarii. Vedeți, dumneavoastră, numai parlamentul câți bani mănâncă. Noi nu avem bani. Ce am și făcut de Paște cu 15 milioane, aoleu, cel mai bine. Trăiam și luam și o mâncare mai bună. Nu sunt convinși că funcționarii au salariile prea mici și au nevoie de ajutor pentru masa de sărbători. Mi se pare corect? Nu, mi se pare mânca la mama, că putea să dea și la alții săraci, că uite, sunt destui care sunt săraci. Și n-au, dar vezi, dau tot la funcționari. Ce să facem noi? Ce ați fi făcut cu banii ăștia de Paște? Oi, mamă, ce n-ai fi făcut?
Ce ne-ai fi făcut? Noi ce să facem, că dăm mult pe medicament? Păi eu ce să fac, am 6 milioane să trăiesc, trăind 2 inci de cucui, în 6 milioane. Câți bani ați avut de Paști? Ah, nimic ca tot. Ce să avem? Nu sunt de acord. De ce nu sunteți de acord? Că nu suntem de acord. Trebuiau să se gândească și la alți oameni. Dar iară, dacă nu e, nu e. Ce v-ați fi luat dumneavoastră dacă vă dădea primăria 15 milioane de Paști? Mamă, cred că eram să-i pup pe toți din primărie. Dar așa pe cine să pup? Punga asta. Primarul are un răspuns și pentru localnicii care se întreabă de ce nu au primit și ei alimente de Paști. N-am mai dat pentru că astea știți ce era an electoral și nici nu s-a prea obișnuit aici la noi. Cum, da. În timpul ăsta, în anul ăsta electoral, totul pare o pomană electorală. Situația nu este singulară. Prefectura Gorj a întâlnit mai multe cazuri unde s-au adoptat hotărârile la limita legii. Toate au fost contestate, iar instanța va decide cum și când vor returna banii primiți ilegal.